Afidele reprezintă, fără îndoială, dușmanul numărul 1 al tuturor grădinarilor. Păduchii de plante, cunoscuți sub denumirea de afide, au culoare verde, cenușie sau neagră, sunt mici și trăiesc în colonii pe spatele frunzelor, pe vârfurile lăstarilor și pe tulpini. Există afide cu formă aripată și nearipată. Dacă pe o plantă sau într-un pom observăm multe furnici, privind cu atenție vom descoperi și coloniile de afide. Se poate vorbi despre o anumită simbioză între furnici și afide. Furnicile pot fi considerate fermieri pentru că ele cresc și îngrijesc afidele în schimbul obținerii lichidului dulce secretat de acestea. Frunzele atacate de afide se deformează și se îngălbenesc, iar pe partea dorsală a celor infestate se poate observa cu ochiul liber colonia de afide. Afidele transmit virusuri periculoase plantelor în timpul procesului de hrănire. Acestea injectează salivă în celule prin canalul salivar și sug apoi prin tubul alimentar amestecul de salivă și suc celular. În acel moment, virusul poate fi ingerat odată cu seva plantei și apoi transportat de către afidă pe o plantă sănătoasă. Dacă grădinarul nu combate la timp acești dăunători periculoși, culturile de legume pot fi pierdute. E drept că afidele reprezintă hrană pentru insecte benefice, cum ar fi buburuzele. Alți prădători naturali sunt păsările, broaștele și șopârlele. Fiecare grădinar trebuie să găsească un echilibru în propria grădină. În acest videoclip vă propun o soluție naturală de a combate afidele, ieftină și la îndemâna tuturor. În plus, această soluție acționează și ca fungicid, nu doar ca insecticid. Este vorba de folosirea bicarbonatului de sodiu. Pentru a prepara soluția aveți nevoie de 1 litru de apă, o lingură ulei vegetal, o lingură săpun lichid sau detergent de vase bio și o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu. Mai întâi diluați bicarbonatul de sodiu într-un pahar cu apă călduță, după care îl turnați într-o cană în care ați pus 1 litru de apă. Adăugați apoi o lingură de ulei și o lingură de săpun lichid bio. Dacă aveți săpun de casă, este mai bine. Folosiți o lingură de fulgi dați prin răzătoare, pe care îi diluați mai întâi într-un pahar cu apă caldă. Strecurați pentru a nu se înfunda pompa. Amestecați bine și turnați soluția într-un pulverizator. Stropiți plantele bine. Aveți grijă să insistați pe spatele frunzelor, acolo unde sunt prezente coloniile de afide. A doua zi, afidele nu vor mai reprezenta o problemă. Cu toate astea, furnicile vor continua să transporte noi afide pe plantă, așa că va trebui să repetați tratamentul o dată la 2 săptămâni. Cum funcționează uleiul și săpunul ca insecticid? Insectele cu corpul moale, precum afidele și acarienii, sunt acoperite în ulei. Insectele sunt imobilizate de soluția uleioasă, iar săpunul le usucă. Cum funcționează bicarbonatul ca insecticid și fungicid? Bicarbonatul destabilizează ionii din moleculele ciupercilor, împiedică crearea unui mediu favorabil, proliferării ciupercilor care iubesc mediile acide, ucide insectele dăunătoare în momentul în care acestea consumă plantele stropite deoarece metabolismul lor nu este capabil să-l digere. În plus, soluția de bicarbonat de sodiu neutralizează ploile acide, el fiind o substanță alcalină. Datorită acestui lucru, este bine ca după ploi să stropim cu soluția de bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu previne și tratează făinarea, mucegaiul cenușiu, rizoctonioza adică putregaiul rădăcinilor. Singurul inconvenient ar fi acela al curățării pompei. Uleiul se curăță un pic mai greu, însă cu apă fierbinte și mai mult detergent de vase se poate rezolva această problemă. Recomand întotdeauna testarea pe câteva plante înainte de a stropi toată cultura, indiferent de soluțiile folosite, pentru că plantele, la fel ca și oamenii, reacționează diferit la aceleași substanțe. Așteptați 2 zile, observați reacția plantelor și dacă nu sunt semne de stres sau arsuri, aplicați cu încredere pe toate culturile. Dacă vi s-a părut interesant, distribuiți și prietenilor voștri să afle și ei. Cel mai simplu mod de a ne susține munca este să dați un like videoclipului dacă v-a plăcut, să faceți un click pe butonul de abonare și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când încărcăm un videoclip. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru noi. Vă mulțumim pentru sprijin!